Să cineva, doamna doctor, pentru alegerile astea din 2024? Da, că nu racoleze, par să fie direct. Da. V-au propus de la opoziție, de la putere, cine? Trei. Dar... Trei partide au da. încercat să vă da. racoleze da. pentru alegeri? Să știți că ei, ei, ceea ce fac, fac bine, numai că pe mine nu mă interesează politica de niciun fel și am spus clar că nu fac și vă spun și de ce. Pentru că eu nu o să merg niciodată să spun undeva ceea ce vrea șeful partidului. Vreau să spun ce cred eu. Bine sau mai puțin bine, dar vreau să spun părerea mea și nu părerea pe care ți-o impune dacă ești membru unui partid. Deci, ăsta e motivul pentru care n-am să fac politică niciodată și nici nu vreau așa ceva. Și am spus politicos, în primul rând, să știți un lucru, te măgurește într-un fel faptul că cineva are încredere. Sunt partide serioase, partide mari care vor, dar asta trebuia să facă de la început, pentru că eu am văzut niște reprezentanți incredibil așa ceva. Nu poți să reprezinți o țară și un partid când ești sub mediocru și se întâmplă lucrurile astea. Deci, trebuie să aibă foarte mare grijă cu ce membrii propun și mai ales ce membrii propun pentru candidaturi. Bine, Mugur Mihăescu, Garcia, cum îl știu românii, din glumele pe care le-a făcut an de zile la o mare. Serios este și antreprenor, a luat poziție Categorii. și în pandemie a sărit în apărarea Horeca are și zeci de mii Sigur. dacă nu sute de mii de urmăritori pe toate rețelele sociale, e clar că este un om popular, dar vă întreb dacă dumneavoastră v-au făcut trei, ofer trei partii de oferte, nu considerați că la un moment dat ar trebui să acceptați o astfel de ofertă pentru a vă pune toată experiența în slujba românilor pentru a face legi de mai ce? bune în Parlament V-am spus de ce, dacă părerea și s-a întâmplat să, să mă pun în situația respectivă dacă nu sunt de acord cu uh, poziția unui partid și eu sunt în partidul ăla, cum fac? Mai Plec? sunt astfel de voci, hai ducești prin mai partide, De prin toate partidele, să știți. Hai ducești că pleacă din partid. Și eu nu sunt genul de om să fac așa ceva. Deci nu. Deci asta ziceți nu... că altfel nu se poate în partid ți se închide gura dacă vrei Tocmai. să ieși din rând. Tocmai eu, eu știu membrii foarte serioși de partid care au fost obligați, atunci mai bine nu vorbesc. Asta mi-au spus. Păi zic de ce n ați spus? Și a zis nu pot să spun nimic pentru că nu sunt nu -s de acord. Și decât să spun împotrivă, tac. Și nu spun nimic. Păi asta e o politică, într-un fel poate că o fi. Și și sunt oameni foarte serioși femei, de obicei, cu care am discutat. Dar, încă o dată vă spun, nu, nu, se pune problema, iar cei care vor, și ar trebui, să știți, chiar ar trebui și cunosc oameni care chiar sunt, ar fi buni în politică. Dar, pentru tot ce se întâmplă, gândiți-vă că în pandemie, pentru că tot ați zis tot despre asta și despre asigurări, oamenii au plătit asigurări și nu au avut dreptul. Atunci, ce fel de conducere putem avea? Ce fel de, de dreptate uh, au oamenii dacă... Uh, dreptate au categoric, dar ce fel de, de atitudine poate avea conducerea dacă face lucruri de genul ăsta? Și nimeni nu spune nimic. A spus până acum cineva ceva, a pedepsit. Eu am spus tuturor celor care au avut de suferit în pandemie din aceste motive să facă acțiuni judecătorești pentru că au trebuit, măcar să ceară înapoi banii pe care au plătit pentru asigurări, dacă tot nu au avut dreptul să se adreseze uh, policlinicilor și spitalelor pentru a-și îngriji.